Bună ziua! Astăzi vom coace niște plăcințele poale în brâu. Cu brânză o să le fac astăzi. Puteți să faceți și cartofi, și varză, cu ce doriți. Am aici 500 de grame de brânză. Brânza de vaci făcută de mine. Am filmuleț la mine pe YouTube cum eu o pregătesc. Puteți să vă uitați. Deci, 500 grame brânză de vaci, 350 de grame de făină. Aici am zer de la brânză, l-am strâns. Avem un ou pentru brânză. Am 7 grame de drojdie uscată. Am aici 10 grame de ulei, zahăr pentru drojdie și puțină sare, da? O să punem drojdia cu un pic de apă călduță. Așa. O să o mestec. O să pun aici zahăr. Trebuie să lăsăm să se rădice un pic. Între timp am să pun sare aici în făină. Uite așa. Să avem un pic de gust. Am să dau un pic de ulei. Și zer, am aproximativ, cred că 120 de grame, cam așa. Așa. Mestecăm. Se fac foarte, foarte repede. Aici o să adaug și drojdie. Dacă mai aveți nevoie de făină, puteți să mai adăugați, pentru că depinde de cantitatea. La, de exemplu, la apă care am pus-o la drojdie, da? Și mai avem nevoie de foarte puțin aici. Am mai adăugat 50 de grame. Trebuie să mestecați totul bine. Dacă mai aveți nevoie de ulei, puteți să mai adăugați pentru când frământați, să nu vi se lipească. Mie îmi place să pun ulei pentru că aluatul iubește un pic de ulei. Ele o să fie foarte, foarte simple. Nu am încărcat aluatul cu ouă sau lapte sau și am făcut simplu să fie ușor, da? Doar să avem proteina noastră de brânză. Mie îmi place să fac aluat așa, chiar și pâinea. Vedeți că e destul atât. Mestecați tot să încorporeze, să nu aveți cocoloașe. Eu am adăugat un pic de ulei
Vezi ce a luat, s-a primit. Foarte, foarte bun. O să lăsăm pentru jumătate de oră, doar atâta cât să odihnească. Și după începem să le împachetăm. Le facem pachetele. Acuși vă arăt. Foarte bun a luat. Chiar îmi place cum s-a primit. Deci, foarte bun. Lăsăm la odihnit. Răstupăm. Lăsăm așa pentru 30 de minute. Acum o să vă arăt. Am lăsat un pic, s-a ridicat. O să vă arăt cum noi o să facem pliculețele, da? Perfect. Ungem masa cu ulei. Eu nu pun făină. O să tai așa. Luăm o formă. Așa. Vedeți? Pătrățelul. Și acum am pus aici ouă. O să pun un pic de sare. În brânză. Mestecăm. Punem brânza pe mijloc. Întindem așa, facem așa. Știți, da? Și plăcințica noastră este gata. Am luat așa o tavă. Să vă arăt tavă. Și vom pune aici în tavă. Poftiți. Și următoarea. Până umplem toată tavă. Eu cred că o să fac 6. O să mi se primească. Mai facem una. Să întindem. Vedeți ce a luat? Avem perfect. Tăiem la fel marginile. La fel punem brânza pe mijloc.
eu punem așa. Punem în tavă. Și pe următoarea. Ia uitați aici. Deci plăcințele avem noi. Acum o să le ungem cu ou și zahăr deasupra, da? Mi-am lăsat un pic de ou. O să pun niște zahăr și o să bat zahărul un pic. O linguriță de zahăr. Și le ungeți deasupra. Am încins cuptorul la 170 de grade. Pentru maxim 15-20 de minute. Depinde de cuptorul dumneavoastră. Ia uitați așa. O să le ungem. Așa. Pe toate. Este o rețetă foarte simplă, dar foarte gustoasă, să știți. Brânză multă am pus, pliculețe, repede le faceți, nu aveți mult de stat la ele. Poftim! Și le vom pune în cuptor. La cuptorul preîncălzit 15-20 de minute, depinde de cuptor și de ruminit cât vreți să fie. Acestea sunt plăcințările noastre poale în brâu. Ia uitați cum s-a ruminit, s-au făcut frumoase. Le-am scos deja. Acestea sunt plăcințările noastre poale în brâu cu brânză. Ia uitați-vă ce aluat avem. Parcă este un aluat de foietaj. Foarte, foarte bun, să știți. Fragede, fragede. Vă doresc poftă bună și vizionare plăcută pe canalul meu de YouTube.